Deci, oare ce-o fi asta? Curățenia de primăvară sau curățenia că o plecat domnul de acasă? O plecat bossul de acasă și în loc să mă pun să stau să mă odihnesc, m-am apucat să fac curățenie. Deci, așa ceva e o problemă gravă. O problemă foarte gravă, dar nu pot. Deci nu pot, mai ales când sunt singură acasă, atâta de bine lucru. Rapid, mie nu mă bag în priză, nu, tot eu le fac. Fac 7 lucruri într-unul. Și normal. Cum a ieșit încă... încă m-a văzut că sunt agitată și nerăbdătoare să plece, zice, abia aștepți. A? Abia aștept să mă duc acasă, să te pui pe internet, așa-i? Eu zic chiar că zic, aici, să știi că ai nimerit-o, că abia aștept. Abia aștept să pleci. Dar de ce? Nu știi tu de ce. Într-adevăr, abia aștept să te duci odată. Hai, îmbracă-te și du-te. În gândul meu, du-te odată să mă apuc să fac curățenie. Ce să fac? Că dacă e tot pe acasă, mai rar prind așa momente când să meargă mai mult timp. Și no, parcă deja tot faci în fiecare zi, aspiri, ștergi, dar dacă nu le tragi așa cum trebuie toate de la loc, să le ștergi toate, să... parcă n-ai făcut nimica. Și dacă nu i-ai aerisit, îmi place să aerisez, să las geamurile deschise, să scutur tot. Păi, acum a fost și răcit. Am stat cu geamurile închise non-stop, foarte rar prindeam ocazia să deschid un pic geamul. Dimineața mai ales după ce mă trezesc, că îmi place să aranjez patul, nu-l fac de tot, îl las așa la descoperit. Și să deschid geamurile, să aerisească lenjeria, perina, toate. Da. Deci îi de bandat de pe aici. De bandadă, dar rapid le pun la loc. Imediat le rezolv. Imediat îți gata. Și atâtea căți, atâtea cutii, nu știu. Vine să vadă ce e cu ele, că eu nu știu. Nu știu ce să fac cu ele. De-aia că zice că toate le ții, dar pe cuvânt dacă nu... Nu sunt mele, nu știu, nu pot să le arunc dacă nu știu ce acolo. Mă trezesc, arunc ceva și îi trebuie. Și atunci, normal că le pun acolo, dar până la urmă tot eu trebuie să le arunc. Da. Le pun acolo și cu gândul că poate se uită și vede ce îi trebuie și ce nu-i trebuie, da? Până la urmă tot eu fac lucrul ăsta. Da, Toc, eu știu că și tu ești disperat, știu, dar lasă-mă acum dacă am intrat în ritm de samba, lasă-mă să termin ritmul de samba. Nu l-am scos azi dimineață și pe Tokyo. O bună să le pun aici pe deocamdată. Aia văd eu când vine, să-mi zică ce și cum. Mai bine mi-a spălat și geamul. Și perdelele le bag la spălat și... Așa face ea când nu-i băgat în seamă. Nu vă panicați, că nu-i nimeni. Bine că a putut să meargă, ca seara nu era foarte ok, nu știa merge sau nu merge la mormântare, dar s-a trezit dimineață și totuși a fost puțin mai bine. Era păcat să nu meargă. Bun. Șterg acum geamul ăsta.
Am și să uitat că se trage. Să trag ambele uși. Am uitat. Am uitat să mă fac și cu cremă pe picioare, unde trebuia să mă fac. Pentru varicelele. Mă iau cu treaba, apă lui de mine. Mă las pe ultimul loc. Tot zic, mai fac, mai fac, mai fac și până la urmă îi am iasă. Hei, bun, cred că o să opresc puțin, că o să pun acolo jos, trebuie să mă apuc să aspir. O să opresc și o să revin, mai bine. Am revenit, sunt aici. Mut puțin patul la bebe. Venea să-l strâng, dar așa nu-mi place să-l tot strâng, să-l fac oricum, o să-l mai aduc acum. Deși se instalează ușor, dar nu știu ce să fac. Să-l strâng, să nu strâng, nu știu. Poate ar fi bine să-l adun. Hei. Ar fi bine să-l adun, să nu-l las așa. Nu știu ce ias. Nu-l mai adun. Nu-l mai adun că mi-e groază. Mă enervează la patul ăsta că nu se pliază ușor. Adică nu, cât de cât ușor se pliază, dar sunt multe chestii care trebuie să le iei, să le asamblezi, să le... Apoi, ne pace. Asta și nu mi se urcă robotul ăla, păi, adică se urcă, dar nu-mi place cum îl aspiră. Și atunci trebuie să-l aspir cu aspiratorul ăsta. Știți ce pun pe cârpă când șterg praful? Balsam de rufe. Atâta e bine miroasă. Și la lemn e super ok, că nu se mai pune așa praful după. Șmecherie.
eu omor gușurile astea. Se vede că e lemn masiv. Ai ce trage de el. Hai cu mine. Hai. Acum am ajuns la oglinzi. Am noroc cu oglinzile. E bine când să ai oglinzi, dar pe cealaltă parte atât ai de lucru să le ștergi. Și acum noroc cu cârpele astea magice, că merge ușor. Nu lasă urme. Dai numai cu cârpa umedă și gata. Astea, de exemplu, scârpe din alea de mașină. De șterge geamurile. Foarte bune. O limpezești numai cu apă călduță și gata. Nu trebuie băgată la mașina de spălat, adică nu trebuie spălată cu detergent. Îmi place când miroasa proaspăt. Ei. Parcă s-o mai cumințit așa. Parcă nu mai zbiară chiar atâta. Când îl pun acolo în bucătărie și dimineața când am treabă, stă și se uită la mine, se joacă. Doamne ajută, să fie cu minte. Să nu trebuiască să-l bag la zil. Unde ai rămas? Hei, hai înapoi! Hai! Hai, da! Hai, mă! Nu mai cunoști! Păi, cum vine asta? M-a pus să iau și asta jos. Asta am pus-o numai cât să nu mi se umple de praf patul. Nu l-am schimbat. Că normal patul trebuia la sfârșit să-l schimb, dar dacă eu am început cu patul, asta e. Dacă m-am pornit să fac, să schimb patul. De la schimbat patul, uitați unde am ajuns. Întotdeauna începutul e mai greu. Nu s-o scapă jos. Cam asta a fost. Oare am muncit ceva? Cred că da, așa-i.
Dar oricum, adrenalina la maxim, deci mi-am făcut și sportul pe ziua de azi. Am combinat utilul cu plăcutul. O zi minunată! Să aveți o zi minunată!